România a primit peste 200.000 de, de doze de vaccin AstraZeneca. Acest ser a dat până în acest moment cele mai multe reacții adverse. Comitetul de Coordonare a Vaccinării anunță că au ajuns în România aproximativ 20.000 de, de doze de vaccin AstraZeneca, iar acestea au fost depozitate la Centrul Național de Stocare, urmând ca în perioada următoare să fie distribuite în centrele regionale de depozitare existente la nivel național. Nu prea sunt de părere bună pentru că. Am auzit că poți să paralizezi din cauza vaccinului. Deși pe altă parte ar fi bine să-l facem că ne apără, ne protejează. Nu știu ce să fac. Credeți-mă că nu știu ce să fac. Să mă vaccinez e foarte bine. Dar dacă are reacția verse, am și eu o vârstă înaintată. Și mi-e cam puțin frică. În țara noastră, imunizarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandat pentru grupa de vârstă 18-55 de ani, cu posibilitatea creșterii acestui interval în funcție de apariția noilor date științifice. De asemenea, intervalul de timp recomandat între cele două doze este de 8 săptămâni. Nu știu cum să vă spun că am făcut și noi, am făcut și primul și pe al doilea și deocamdată nu am avut nicio reacție negativă. Sperăm să fie, să fie bine. Mă gândesc că specialiștii știu ce au, ce au făcut cu aceste vaccinuri. Medicinii au păreri împărțite cu privire la vaccinul AstraZeneca, având în vedere faptul că acesta are cele mai multe reacții adverse.